să deveniți oameni însemnați, să deveniți oameni de valoare și tot succesul din lume și sănătatea să fie de partea voastră. Felicitări, dar felicitări și colegiului API și întregii familii API și mă bucur de fiecare dată, vin cu mare dragoste aici unde am învățat și unde am fost educată într-un mod extraordinar. Mulțumesc din nou foștilor mei dascăli. Mulțumim invitaților noștri pentru cuvintele frumoase pe care ni le-au adresat și în continuare aș vrea să anunț festivitatea de premiere. Premiul 3, Rus Răzvan Remus, mențiune, Brândaș Laura Maria, Gozman Corina Mădălina, Popiț Andreea Ioana. Premii speciale. Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza județeană, Florea Ioan Traian, locul 1, la handbal, Preban Ioan Ovidiu și Mânzar Ovidiu, fotbal, locul 2, Olimpiada Națională de Informatică, faza județeană, premiul 2, Ignat Nicolae Valerian, Olimpiada Națională de Fizică, faza județeană, premiul 3, Bud Ana Daniela, Onaca Ioana Mariana, Popiț Andreea Ioana, concursul interjudețean Științe și Tehnologii, mențiune la Buloiești, Ilea Slavinia Cristina, concursul național de ecologie, avem un singur pământ, mențiune la Baia Mare, tot Ilea Slavinia. Și acum, la final, pentru dragii mei, pentru clasa mea cu pretenții, o să-mi fie dor de voi. Vă voi căuta în septembrie în sala de clasă și da, știu, nu mă puteți lua cu voi la facultate. Iar pentru toți absolvenții, inclusiv 12D, un bar de nota 10. În continuare, 12B. Multe s-au spus și multe se pot spune. O certitudine este însă, nimic nu trece fără să lase. Putea să solicit să vină în față întreaga clasă, deoarece toate mediile sunt peste 9.26. Regulamentele școlare ne impun să-i premiem doar pe primii, pe cei medii deosebite. Și atunci o să-i amintesc pe Hanelore, tot Hanelore, media 10. Tomi, Andrei, media 10, premiul 1, premiul 2, 5 colegi, Ardelean Alexandra, în ordine alfabetică, Putiri Ioana, Capri Simona, Doralina, colege de bancă în cei 4 ani, ultimele două, care au concurat an de an pentru locuri fruntașe. Premiul 3, Lavinia Bob și Ionuț Chețe, cu media 9.85. Îmi cer scuze, pentru premiul 2, am uitat să spun, 9.96, deci câte o singură medie de 9.50. Mențiune, 3 cristiani. Gajeu Cristian, Pop Cristian și Paul Dan Cristian. Pentru activități, pentru premii speciale, activități deosebite, aș putea să menționez jumătate plus 5 din clasa aceasta, 12 pe pătrat este clasa. Sigur că provocat de doamna viceprimar, vice-subprefect. Da? Poate gândesc în perspectivă, îmi cer scuze. Spunea de absolvenții școlii noastre. Mi-aduc aminte, cu promoția dânsei am început acordarea diplomei de onoare. Dânsa a fost prima absolventă a colegiului. Așa sper să-mi amintiri plăcute să-mi provoace și acest colectiv minunat de absolvenți. Îi felicit încă o dată, le urez multă sănătate, fericire, familii bucuroase și împlinite
și peste 10 ani să raporteze așa cum le-am ordonat. S-au remarcat în special următorii. Premiul 3 cu media 10, următoarele eleve. Chiș Andreea, Luca Cioaler, Eleva, Țiclera Luca. Premiul 3 cu media 9,97, următoarele eleve, Torjie Iulia și Șerban Teodora. Iar mențiune cu media 9,96, eleva Hodiș Ioana Cristina. De asemenea, premii speciale, eleva Nechita Lavinia, locul întâi la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Lucaci Valeria, locul 3 la Olimpiada Interdisciplinară Profil Servicii, faza județeană, premii speciale pentru participarea în proiectul multilateral Comenius Viața Europeană a Muncii, elevele Lucaci Valeria, Chiș Andreea, Souca Alexandra și de asemenea eleva Țiclera Luca, mențiune faza județeană la Olimpiada de Geografie. Mult succes la examenele ce vă așteaptă! Clasa 12 de cu un colectiv de 30 de ani. În toți cei 4 ani de liceu au avut toți medii peste 9. Ultima media clasă este 9,37, media clasă 9,76. Premiul 1 cu media 10, Vădicu Ionuț Adrian și Pop Diana Tatiana. Premiul 2 cu media 9,99, Cada Rancuța și Criste Teodora. Premiul 3, cu media 9,97, elevele Oniț Ioana și Rus Alina. Mențiune, cu media 9,95, eleva Micle Lavinia Simona. Și la capitolul premii speciale stăm destul de bine. Premiul 2, Olimpiada Profil Servicii, faza județeană, eleva Pop Diana Tatiana. Premiul 2, Olimpiada de Matematică, Adolf Haimovici, elevul Vădicu Ionuț Adrian. Premiul 3, Olimpiada de Geografie, faza județeană, elevul Matei Cătălin. Premiul 3, Olimpiada de Matematică, Adolf Haimovici, eleva Smole Ramona. Pentru activitatea sportivă s-au evidențiat elevii Pantea Adrian Golei și Onicaș Mădălina Hamba. Eleva Micle Lavinia a obținut mențiune la Olimpiada de Matematică Adolf Haimovici. Elevul Vădicu Ionuț Adrian încă o mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Elevul Lavo Cristian Nicolae a obținut mențiune la Olimpiada de Geografie, faza județeană. În proiectul internațional Comenius au fost implicați de asemenea elevele Moroti, Dalida, Buboi Cristina și Pantea Adrian. Îi felicit și le urez succes! Tuturor absolvenților și din 12D și 12E. Clasa 12-a și Ioana Rosana. Locul 2, media 9,98, Mariana Alexandra. Locul 3, media 9,84, Gof Alexandra. Mențiune, media 9,78, Bercu Anda. S-au remarcat prin premii speciale la diferite concursuri în faze județene, la limba română, sesiunea de referate și comunicări, Anton Georgiana, la sport, Olimpiada Națională a Sportului, pentru handbal, Buzdura Luca, Bercu Anda, Romitan Ioana, Reșinat Marius. La Olimpiada de Geografie, faza județeană, mențiune Pop Tudor, la Olimpiada de Științe Economice, faza județeană, Mariana Alexandra, și participare în proiect Comenius, din nou Anton Georgiana, Bercu Anda, Buzdura Luca și Romitan Roxana. Lor și tuturor absolvenților mult succes și sănătate!
12F. Cu aceeași medie, 9,83, elevele Bărbânță Iulia și Maghiar Ioana. Premiul 2, cu media 9,73, eleva Mocan Ioana. Premiul 3, cu media 9,65, eleva Pinte Adina. Mențiune, cu aceeași medie, 9,58, se acordă elevilor Mare Alexandra, Mirșidan Dan, căruia îi urăm succes în această perioadă pentru că susține examenul de bacalaureat, sesiunea specială, și Mureșan Adrian. Premii speciale. Bărbânță Iulia, pentru premiul întâi la etapa județeană și calificarea la etapa națională al Olimpiadei de Discipline Tehnice în 2 ani la rând, și 2010 și 2011. Mureșan Adrian, pentru premiul întâi și calificarea la etapa națională a concursului național de chimie pentru Pony în 2011, dar și pentru activitatea sportivă fiind un mare fotbalist. Mirșidan Dan Gheorghe, pentru activitatea sportivă din toți cei 4 ani, din care aș aminti câteva rezultate deosebite. Campion național la 2000 metri obstacole în 2009, campion național de sală la 1500 metri în 2011 și locul 5 la Balcaniada de junior 2 în 2009. Și nu în ultimul rând, pentru contribuția deosebită la proiectul Comenius, piața de muncă europeană, de urlat pe perioada 2009-2011, se acordă premii speciale elevilor Ivan Sergiu și Bănuț Cătălin. Tuturor absolvenților mult succes și felicit pe ei pe rând, ca de didactice invitați pe toată lumea. O viață bună! Mulțumesc! Manuela, astăzi la poze. Premiul întâi. Premiul întâi. Mastan Dan Cosmin. 9,78. Locul 2. Popovici Sergiu Rareș. 9,58. Locul 3. Chira Alexandru Victor. 9,53. But Marius Cornel. 9,45. Premii speciale, Hideg Emanuel, în locul 3, Olimpiada Națională pe meserii. Gut Cornel, locul 2, Olimpiada Județeană pe meserii. Mastan Dan, locul 3, Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici și mențiune la Concursul de Științe și Tehnologii, Concursul Interjudețean de la Ploiești. Iancu Bogdan, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, disciplina 7. La toți absolvenții le doresc succes în viață, fericire și să le spun că reușesc în viață și cei care nu au note numai de 10. Principalul este să lupte și să persevereze. Vă urez succes! Clasa n-a avut medii exagerat de mari ca și clasa de informatică a domnului profesor Lung, dar s-au remarcat ca adevărat meseriași, practicieni în domeniul electromecanic, viitorii meseriași de care vom avea nevoie cu toții. Dintre aceștia s-au remarcat următorii elevi: premiul 2 cu media 9,15, Prodan Marius; premiul 3, Feții Tamaș cu media 8,61 și mențiune Iepure Bogdan cu media 8,59. Felicitări și succes la examen! 13L. Clasa 13L, profilul tehnician transporturi, are 16 absolvenți. Mențiune se acordă elevului Barna Mihai. O mențiune specială pentru calitățile organizatorice deosebite și pentru contribuția la toate activitățile extrașcolare șefului clasei, Dângă Mihai. Și o
premiul întâi, deci tot un premiu special, elevului Dalnochi Sergiu, care a luat locul întâi la secțiunea handbal, faza județeană. Îi felicit pe toți absolvenții, le doresc mult succes și vreau să le spun atât elevilor mei cât și celorlalți că succesul nu e totul, totul e drumul spre succes și până aici voi l-ați parcurs cu bine. Mult succes! Cel mai bun dintre cei buni, șeful de promoție al Colegiului Tehnic Alessandru Papiularian în acest an 2011 este elevul Ionuț Bădicu din clasa 12. În continuare, șeful nostru de promoție ne va adresa câteva cuvinte. Astăzi participăm la un eveniment unic și important din viața noastră, festivitatea de absolvire. Anii de liceu vor rămâne mereu de o frumusețe tulburătoare și inegalabilă. Sunt anii primelor întrebări, certitudini și emoții. Aceste emoții sunt provocate de neliniștea fiecărei despărțiri, dar și de examenele ce ne așteaptă. Este un moment de sfârșit, dar în același timp un nou început. Mereu ne vom aminti cu dragoste de profesorii care ne-au învățat atât de multe și care ne-au sprijinit întotdeauna, de clipele frumoase petrecute cu colegii, chiar și de banca în care am stat. În acești ani am avut ocazia de a lega frumoase prietenii, nu doar cu colegii, ci și cu profesorii. Au fost mereu alături de noi, și la bine și la greu, au încercat să ne transmită o mică parte din experiența lor de viață și mereu ne-au înțeles atunci când am avut nevoie. Liceul a fost și va rămâne un loc unde am învățat să gândim. Acum suntem absolvenți și fiecare își va urma propriul drum, încercând să-și îndeplinească visele și dorințele. Dar, oricare ar fi drumul pe care îl alegem, sunt convins că toți am vrea să ne mai putem numi odată liceeni. Vă mulțumim! Elevele Ioana Butiri, fosta șefă a șefilor claselor, ca să spun așa, reprezentanta lor pe școală și actuala lor reprezentantă, Pădurean Beatrice, ne vor adresa și ele câteva cuvinte la înmânarea cheii pentru generația care rămâne. Stimați invitați, profesori, dragi profesor și ele, marchează finele anilor de liceu. De asemenea, vreau să felicit și colegii. Mulțumim profesorilor pentru sprijinul și înțelegerea acordată și promitem că vom încerca să ne croim un drum în viață, demn de laudele dumneavoastră și în concordanță cu visele noastre. De asemenea, doresc succes tuturor absolvenților, să vă bucurați de anii tinereții pentru că sunt cei mai frumoși. Vă urez distracție plăcută la banchet. Și în aplauzele invitaților, aș vrea să vă spun că sunteți o generație de excepție și mult succes în viață. Felicitări încă o dată promoției 2011. Poate că în aceste zile suntem puțin melancolici. Vă bucurați că începeți un alt drum? Sunteți triști că anii de liceu nu se mai întorc? Noi, cei care rămâne, ne bucurăm pentru că preluăm de la voi ștafeta, dar ne întristăm și pentru că la anul vom fi în locul vostru. Vă dorim multe succese, tot binele din lume și multă, multă dragoste! Declar încheiată festivitatea de astăzi. Vă dorim încă o dată multă baftă, multe succese și distracție plăcută diseară la banchet.